aventură în lumea virtuală este azi la îndemâna oricui. De mult nu ne mai imaginăm viața fără internet. Însă, odată cu beneficiile, pericolele sociale s-au mutat și ele în online. Bun venit la Online Guard, emisiunea care îți prezintă tehnici de apărare împotriva amenințărilor cibernetice. Nimeni nu e imun la virus, nici măcar calculatoarele. Există peste 100.000 de virus la care se adaugă în fiecare lună alți 500 de virus nou creați. Despre virus, viermi, troieni și cum ne protejăm, o să vorbim la Online Guard cu un specialist în securitatea sistemelor informatice. Ca să te poți apăra, trebuie să-ți cunoști inamicul. Iată care sunt cele mai întâlnite tipuri de amenințări informatice. Virus. Un virus este un cod care, executat pe un sistem informatic, va afecta acel sistem. De cele mai multe ori, seamănă cu fișiere familiare și poate să fie primit prin e-mail, descărcat de pe internet sau prin rețeaua internă. În momentul în care acest cod a infectat sistemul, se multiplică și va infecta și alte sisteme din rețea. Virusul corupe fișiere de pe computerul țintă. Vierme. Un vierme este un tip de virus care poate să infecteze un sistem fără să fie nevoie să ruleze un cod. Sunt programe care se pot autoreplica și își trimit singure propriile copii în alte noduri. Viermele provoacă daune rețelei chiar și prin simplul fapt că ocupă bandă. Troian. Un troian apare ca un program legitim care, în realitate, este creat cu scopul de a fura date confidențiale sau de a permite unor utilizatori sau programe neautorizate accesul la sistemul infectat. Spyware. Această categorie de software este atașată de obicei la programe gratuite și captează pe ascuns date de marketing prin analiza site-urilor pe care le vizitează utilizatorul și le folosesc apoi pentru a-i transmite acestuia reclame nesolicitate. Adware. Orice program care afișează reclame, bannere sau pop-ups. Unele programe adware pot fi considerate o formă de spyware care nu colectează date de marketing, ci doar transmit reclame. Rootkit. Un rootkit este o colecție de utilitare proiectate să mențină controlul sau accesul la calculator. După instalare, utilizează funcții ale sistemului de operare pentru a se ascunde, astfel încât să rămână nedetectat. Spam. Mesaje electronice nesolicitate, de cele mai multe ori cu caracter comercial. Aceste mesaje sunt trimise cu ajutorul unor calculatoare infectate cu troieni. Deși nu sunt programe malițioase în sine, pot include atașamente care conțin astfel de programe sau trimit utilizatorii către pagini de internet periculoase pentru siguranța sistemului. La fel ca și virusii biologici, virusii de calculator se pot răspândi cu mare ușurință și sunt adesea greu de eradicat. Se atașează aproape tuturor tipurilor de fișiere și se răspândesc pe măsură ce fișierele respective sunt transmise și altor utilizatori pe alte calculatoare. Instalați o soluție de securitate și actualizați-o permanent. Nu deschideți atașamente sau link-uri de la expeditori necunoscuți sau mesaje spam. Nu folosiți calculatoare publice pentru operațiuni confidențiale sau shopping online. Dezactivați funcția Network Share înainte de a vă conecta la un hotspot public. Nu trimiteți niciodată parolele unui cont prin e-mail. De ce sunt periculoși virusii și cum ne protejăm de ei? Virusii sunt periculoși pentru că de cele mai multe ori fac lucruri la care noi nu ne gândim. Și noi putem ajunge să fim implicați în acțiuni ilegale, fără voia noastră. Într-un moment în care noi desfășurăm o activitate banală pe calculator, putem să aflăm că calculatorul nostru este în mijlocul unui atac, sau este parte dintr-un atac împotriva unui site oficial din Statele Unite. La fel cum identitatea noastră, numele, poate fotografia, să fie folosite pe site-uri cu conținut pornografic. Și aceste lucruri se întâmplă în timp ce noi ne desfășurăm activitatea în mod normal. De aceea, având un antivirus pe calculator, este prima parte, prima acțiune pe care o putem lua împotriva atacurilor cu virus. Momentele în care sunteți cel mai expuși în mediul virtual sunt la utilizarea rețelelor publice de internet, la instalarea rețelei wireless proprii, la accesarea rețelelor sociale, la utilizarea calculatorului familiei dacă acesta nu are un program antivirus instalat sau la utilizarea propriilor dispozitive la serviciu, BYOD. Când sunt necesare măsuri de securitate sporită? Unele dintre măsurile cele mai importante sunt să nu descărcăm
atașamente care ne vin pe e-mail-uri. Sau să nu accesăm link-uri care vin de la persoane pe care nu le cunoaștem. În același timp, nu trebuie să lăsăm pe cineva despre care nu știm nimic în lista noastră de contacte, pe Facebook sau pe LinkedIn. Pentru că dacă nu-i cunoaștem, nu vom ști care este interesul lor să fie în lista noastră de prieteni și vor accesa foarte multe informații personale despre noi. Și e ca și cum ai merge cu o portavoce prin oraș, ai striga și ai povesti ce faci tu în ziua aia. E adevărat, cu prietenii putem să prietenilor le putem împărtăși niște detalii din viața noastră, dar e bine să rămânem acolo. Apoi, mulți oameni descarcă de pe internet programele, softuri. E bine să vedem de unde anume facem lucrul ăsta. Indicat este să mergem pe site-ul producătorului, deci pe site-ul oficial al producătorului și să descărcăm de acolo. Dacă folosim torentele pentru anumite fișiere, dacă primim mesaje de gen pentru a vedea filmulețul dorit, trebuie să descărcăm un codec, adică un alt programel, ieșim repede din fereastra respectivă și ștergem orice ce am descărcat, pentru că este un semn că vom putea fi infectați. Vă mulțumim că ne-ați fost alături azi. Proiectul Cybercrime derulat de CERTRO construiește un mediu tehnic și legislativ eficient și pregătește specialiști pentru combaterea criminalității informatice în România. Online Guard, ca parte a acestui proiect, ți-a prezentat tehnici de apărare împotriva amenințărilor cibernetice. Săptămâna viitoare vorbim despre securitatea rețelelor wireless. Până atunci, păstrați-vă datele în siguranță! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013.